Prin clipe teribile a trecut o familie din Mehedinți după ce a căzut cu un autoturism într-un canal adânc de aproximativ 6 metri la periferia municipiului Drobeta Turnu Severin. O femeie de 50 de ani a fost transportată la spital cu mai multe leziuni, iar fiica ei de 16 ani a făcut un atac de panică. Șoferul susține că pe carosabilul umed mașina a derapat și nu a mai putut să o controleze. Am de la fac, pus ceva, aveam 50, aveam 50 la oră, avea cineva în fine un auto vin în fața mea și pus ceva de la fac. Astfel explică polițiștilor incidentul șoferul care se afla în autoturism cu soția și cu fiica sa de 16 ani. Bărbatul susține că nu mergea cu viteză, dar la un moment dat, din cauza carosabilului umed, mașina a derapat și nu a mai putut fi controlată. A pătruns pe trotuar, a lovit bordura din beton, apoi autoturismul a căzut în gol în canalul adânc de cel puțin 6 metri. Am văzut, a derapat în curbă, carosabil umed. Da, în spate eu am fost primul care a sărit în ogaș după ei la primul ajutor. Este sora mea în mașină, cumnatul meu și nepoata. Cumnatul și sora și nepoata n-au nimica, pe sora doare puțin spatele, la coloană, mișcă mâinile, mișcă picioarele, e ok. Am lăsat-o pe mâna medicilor să vedem acum ce... Au avut noroc, nu știu exact câți metri sunt, dar au avut noroc, mașina e răsturnată, dacă... Nu se proptea în zidul din față, cădea pe plafon și poate era mai rău. Pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Drobeta Turnu Severin s-a produs un accident rutier din care au rezultat victime omenești. Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în continuare efectuându-se cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. Rănită în urma accidentului, soția șoferului a fost descarcerată și transportată la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin cu ambulanța. E conștientă, e ok victima. Acuză numai niște dureri la coloană. Am fost anunțat de producerea unui accident rutier, am intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă, o descarcerare și un echipaj smurd. Am văzut la fața locului, am constatat că în canalul pe marginea drumului era un datorist sunat cu roțile în sus, în care se afla o persoană încarcerată. Am intervenit cu accesorii din dotare pentru scoaterea acestea. Da, o misiune dificilă, deoarece autoturismul era în canal și se afla cu răsturnată cu roțile. Adâncimea canalului era foarte adânc? Da, canalul în jur de 4 metri, 5 metri a fost nevoit să coborâm cu accesul din dotare să ajungem la autoturism. Șoferul a fost testat, dar nu consumase băuturi alcoolice.